stau sus pe fregate, fac târâși pe coate, fac sectoare și plantoane până la liberare. O să vezi tu liberare când a ieșit România de adevărat, era din criză, băi, marinar. Să trăiți, domn capitan! Păi așa te-am învățat eu să salut, băi, ăsta, ucenicule. Să trăiți, bine, domn capitan! Păi să trăiesc, bă, normal că să trăiesc. Auzi, dar tu ce faci aici? Frec puntea, domn capitan! Păi freacă, mă, freacă, că dai și zice fregată. Auzi, dar ofițerul secund unde e? Să trăiți, permite să raportez, face baie în mare, cabina de dus a stricat. Și dușul e stricat, frate, n-ai bine englez cu fregatele voastre second hand. Și tu de ce tragi, mă, cu ochiul la duș? Vai, dar ce uniformă frumoasă ai, Traian, ce bine stă în ea! Vrei să facem o băiță în mare cu mine? Eu în apă? Tu, drace! Măi, Nuți, ce vreau să te întreb? Uite, am aici o busolă, nu știu ce se întâmplă cu ea. De fiecare dată când mă răsucesc, numai nordul mi-l arată. O, scumpule, dar asta nu e o busolă adevărată. Asta e butaforie pentru breză. Acum, nu vrei să mergem în cabină? Să mai țin și eu de cârmă? Ba, Nuți, ăsta ofițer secund. Mai musule, fii cu ochii în patru. Am înțeles, să trăiți, sunt cu ochii în patru, sigur. De ce nu m-o fi pus pe mine secund, că oricum sunt primul ministru al fregatei? Șeful, de ce eu nu mai pot, gata, pe cuvântul meu, nu mai omor, nu mai pot. Ce faci, mă? Șeful, de ce eu nu mai mi s-a pus un cârcel și am o febră musculară de crăp să mai împingă și alții fregata asta, că eu nu mai pot, șeful, nu mai pot. Bă, dar tu ai nebunit, tu vrei să se prindă domnul capitan că n-am înaintat deloc? Păi, șeful, dacă vrea să înaintăm, trebuia să ia o bonavă de asta cu motoare. Eu nu mai pot din Dardanele până aici, am tot dat din picioare, nu mai pot, am o febră musculară de mor, șeful. Lasă-vă, stai tu liniștit, că la cât o să-l zulție ofițerul secund, nici nu o să se prindă că n-am înaintat deloc. Cred că ori se vede pământ în zare, ori mi-intram eu musculiță nouă. Ia vino ca să mă uit eu. Ia vezi. Aia, stai, bă, liniștită, e un pescăruș mic. Auzi, dar cred că suntem aproape de țărm, să știi. Mă, dar eu nu înțeleg de ce n-avem și noi un ochean. Trebuie să mă chiorăsc eu în halul ăsta sus pe catarg. Ce vrei, colega, dacă e second hand, ochiane ioc, motoare ioc, tunuri din părți. Pentru ce nea? Din părți, adică din tribord și din babord. Pardon, șeful, care babord? Că nici babord nu ne-am permis. Pe o parte rigips. Hei, bă, regele Ferdinand, second hand, bă, aici, băi, aici! Lipieni, la arme! La ce? La locomanda, noroc că suntem bine pregătiți. Ne predăm! Ne predați și voi și noi vrem să ne predăm, dar nu știm cui, băi! Voi nu sunteți inamici? Nu suntem inamici, băi, suntem prieteni între noi, băi! Voi din ce țară sunteți? Hai, din România! Bună, băieți, aveți niște manele? Lasă dansul după aia. Haideți la domn capitan. Dar de ce trebuie să stau așa ca în Titanic? A, Traiane, ce romantic ești! Nu sunt romantic, sunt practic. Nu-ți ieși pe post de pânză. Bate vântul în tine și noi înaintăm. Șeful, permite, scuze de deranjiu. Vă caută niște libieni. Ce ghinion, ne atacă? Nu vă atacăm. Noi suntem civilizați, nu ca americanii. Și n-aveți arme? Nu. Și nu vreți? Mai bog, da. Cheamă-l pe fratele meu să le dea la băiețul ăștia niște arme. Gata, hai, Nuți. Hai. Mulțumim administrației Parcuri, Lacuri și Agrement București pentru că ne-a ajutat să realizăm această minunată scenetă, deși am înghețat. Și nu a fost nevoie să ne deplasăm tocmai în apele libiene, nu? Dacă îmi permiteți, aș vrea să propunem CSAT-ului să trimite și alte forțe decisive în Libia, cum ar fi mitraliera lui Vadim, Gina Pistol, 10 autocare cu votanții Elenei Băsescu, petarda Cherida, bomba cu bulbuci Virinel, stick